Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. Astăzi alături de mine este domnul Dănuț Ștefănescu, director executiv al Agenției pentru Protecția Mediului Mureș. Bună ziua! Bună ziua dumneavoastră și privitorilor noștri! Aș dori să discutăm câteva aspecte importante legate de activitatea instituției pe care dumneavoastră o reprezentați și aș vrea să începem cu programul Casa Verde. Sunt foarte multe discuții, se știu lucruri mai mult sau mai puțin, oamenii sunt interesați de accesarea acestui program. Pentru început, aș dori să facem o scurtă descriere a acestui program pentru privitorii și pentru telespectatorii noștri care probabil nu știu exact la ce se raportează. Da, anul acesta, după 5 ani, a repornit Casa Verde. După cum știți, Casa Verde a fost pornită în 2010, a continuat în 2011, după care 2011 a continuat până aproape în ziua de astăzi. Noi în județul Mureș am avut destul de multe cereri, au fost semnate 902 contracte în cele două programe anterioare, lumea a fost foarte interesată și a beneficiat de aceste finanțări. 2016 vine cu un nou program Casa Verde. După cum știți, este un program Casa Verde clasic în care se finanțează panourile solare pentru producerea apei calde menajere, două tipuri, cele sub presiune și cele prin cădere liberă, 3.000 de lei pentru cele nepresurizate și 6.000 de lei pentru cele sub presiune, plus se mai finanțează pompele de căldură, exclusiv cele aer-aer. La aceste pompe de căldură se dau 8.000 de lei. Să ne spuneți care ar fi diferența dintre acest nou program Casa Verde și programul Casa Verde care tocmai s-a încheiat nu de mult timp. Acest nou program Casa Verde clasică, vă și spun la urmă de ce îi spune clasică, aduce ca noutate că nu se mai finanțează centralele pe care folosesc drept combustibil biomasa. Acestea au fost excluse din finanțare în acest program. Plus, în acest program se face o diferențiere între panourile solare, cele presurizate și cele care nu sunt sub presiune. Spuneați că o să ne explicați și de ce se numește Casa Verde Clasic. Da, pentru că în acest an, în afară de acest program Casa Verde Clasică, este și un program Casa Verde Plus care asigură finanțarea pentru izolarea caselor, acoperișurilor, dar acest program încă nu a început, încă nu a fost pus pe site ghidul aprobat pentru acest program. Este un program mai complex, nu se derulează prin Agenția de Mediu, ci direct prin Fondul de Mediu la București. Programul Casa Verde Clasică este și pentru persoane juridice. Sumele sunt mult mai mari aici pentru autorități locale, instituții, ajung până la 4 milioane de lei, dar și acest program se derulează doar prin Fondul de Mediu direct. Singurul care îl gestionăm noi este Casa Verde Clasică pentru persoane fizice. În ceea ce privește acest program Casa Verde Clasică pentru persoane fizice, care ar fi pașii pe care trebuie să urmeze cetățenii care sunt interesați să acceseze acest program? Da, toți pașii care trebuie urmați și modul în care trebuie urmați sunt trecuți în ghidul de finanțare care este publicat pe site-ul AFM-ului www.afm.ro. Aici se găsesc toate informațiile, după cum spune și ghidul, toate informațiile oficiale se vor găsi doar pe acest site. Ce trebuie să facă cetățeanul? În primul rând să depună documentația pentru accesarea acestui fond. După aprobarea acestei documentații la București, va veni la noi contractul în două exemplare, vom chema cetățeanul să semneze aceste contracte. Tot pe pagina AFM-ului va fi publicată și cererile aprobate și cele respinse. Cele respinse se poate face contestație pentru a, dacă cetățeanul este nemulțumit pentru această respingere. Se semnează contractul, după semnarea contractului pot demara lucrările, se finanțează cumpărarea instalației, montarea și TVA-ul este cheltuială eligibilă. După montare, se depune un dosar pentru accesarea banilor, se trimite la București, este aprobat și omul primește în cont suma maximă sau, dacă a fost mai ieftină instalația, doar suma care a cheltuit-o pentru instalarea acestor soluții ecologice pentru producerea apei calde.
Cam care ar fi intervalul de timp de la depunerea și aprobarea acestui dosar până la obținerea finanțării? Pentru că există oarecare teamă din partea celor care pot să acceseze aceste programe, cum că nu ar primi probabil banii la timp sau... Toată lumea a primit banii până acum, dar au fost și întârzieri destul de mari. Ghidul prevede că după ce omul a semnat contractul are timp 10 luni să-și facă lucrările, totul, după care depune dosarul. În ghid nu este trecut un termen în care acești bani trebuie să se întoarcă la cetățean. Dar în general, din experiență, când programul mergea, erau vorba de o lună, două, trei. Când n-a mai mers așa bine, termenele s-au lungit. Și în cazul în care se depășește acest termen de 10 luni pentru definitivarea lucrărilor necesare, există anumite sancțiuni? Da, nu se mai primesc niște dosarul de decontare. Pentru județul Mureș, în anul acesta, avem circa 1.600.000 de lei din care se pot finanța aceste instalații. Pe toată țara există 60 de milioane de lei. Sumele pentru fiecare județ au fost calculate în funcție de populația județului respectiv. Proporțional cu numărul locuitorilor din județ s-a dat și suma care poate fi utilizată în județul respectiv. Noi avem, v-am spus, peste 1.600.000 de lei, ceea ce reprezintă circa 300 de cereri care pot fi depuse. Anul acesta se vor depune, adică vin la noi, noi le transmitem online la București, când s-a ajuns la suma alocată, să încheie programul de depunere a cererilor, care oricum este limitat în timp, el este din data de 10 octombrie până în 24 octombrie. Am înțeles. Deci, până la urmă, există posibilitate. Târgu Mureșenii sau mureșenii care doresc să acceseze acest program, trebuie doar să consulte ghidul, să pregătească documentația pe care trebuie să o depună, iar mai apoi trebuie să aștepte rezultatul. Da, vreau să spun că trebuie depusă documentația personal, nu se poate cu împuternicire și trebuie respectat ghidul ad literam. Deci exact cum scrie acolo trebuie făcut, documentele trebuie opisate, trebuie numerotate paginile, trebuie puse într-un plic, exact cum scrie în acest ghid trebuie să respecte. Fiecare amănunt care n-a fost respectat duce la respingerea cererii. Cererea nu poate fi completată după ce a fost depusă, doar contestată în urma analizei, contestată hotărârea Comisiei de la București, care e contestația dacă se aprobă. Bine, dacă nu se aprobă... Deci documentația trebuie să fie depusă personal la sediul... Agenției pentru Protecția Mediului. Programul de depunere va fi începând de luni 10 octombrie, începând de la 9 până la ora 15, vinerea de la ora 9 până la ora 11, deoarece vinerea trebuie să trimitem aceste documentații la București și trebuie puse frumos, împachetate... Și nu mai putem primi, că nu le mai putem trimite la urmă. Sunt curioasă să văd și să arătăm și telespectatorilor noștri rezultatul, mai exact rezultatul... numărul celor care sunt interesați de accesarea acestui program, pentru că, până la urmă, oferă o serie de facilități. Pe lângă acest program și pe lângă soluționarea și gestionarea documentelor necesare pentru accesare, Agenția pentru Protecția Mediului Mureș are o activitate vastă. Aș dori să discutăm câteva lucruri și legate de supravegherea radioactivității mediului. Da, Agenția pentru Protecția Mediului supraveghează diferiți factori de mediu. În primul rând, calitatea aerului, zgomotul, radioactivitatea mediului. Aici intră radioactivitatea ploilor, radioactivitatea apelor. În fiecare zi se recoltează probe din apa brută a râului Mureș, apă brută din care se face apa potabilă, a solului, a vegetației, a pulberilor. Se face radioactivitatea, s-au făcut mii de analize, până vorbesc de la 1 ianuarie până la 31 august. Mii de analize, din punct de vedere a radioactivității stăm bine, nu am avut nicio zi în care să fie atins pragul de atenționare. Și în ceea ce constă supravegherea nivelului zgomotului? Supravegherea nivelului zgomotului se face în
toate orașele din județul Mureș se fac pe străzi, pe în zone de cartiere. Aceste monitorizări nu se fac la agenții economici. Deci la agenții economici monitorizările sunt făcute de laboratoare acreditate pe cheltuiala agentului economic. Și la reclamațiile primite de gardă, unde ni se cere să facem această măsurătoare de zgomot. Din punct de vedere a zgomotului, în municipiul Târgu Mureș, după cum știți, avem și o hartă a zgomotului. Zgomotul este depășit în general pe toate șoselele mari de ieșire și intrare din municipiu, pe calea ferată care trece prin oraș, în marile intersecții. În general, zgomotul este depășit față de nivelele acceptate. Până nu vom avea centuri, nu vom avea o descongestionare a traficului, nu cred că se va rezolva nici această problemă. Da, singura variantă de soluționare ar fi diminuarea traficului. Da, deci conștientizarea populației, după cum a fost și săptămâna mobilității, în care s-au implicat mai multe primării, o zi fără mașină, pe anumite străzi a fost închisă circulația, dar aceasta este doar o popularizare și o conștientizare, nu rezolvă problemele de fond ale zgomotului stradal. Da, mai ales atunci când vremea este nefavorabilă și mașinile sunt din ce în ce mai multe pe străzi. Țin loc de umbrelă. Da. Aș dori să discutăm puțin câteva aspecte legate de supravegherea calității aerului, pentru că tot aminteați de acest aspect înainte. Un aspect important, mai ales în municipiul Târgu Mureș, după cum știți, au fost probleme din cauza AZO Mureșului. Anul trecut am avut multe depășiri, peste 250 de depășiri la concentrația de amoniac pe o jumătate de oră. Am avut și probleme cu pulberile, dar începând din anul acesta, după modernizarea AZO Mureșului, a rămas ca principal factor de poluare traficul rutier și încălzirea prin aceste centrale de apartament. Aici mă refer la centrale și la traficul rutier, în special cu pulberi PM10, PM2,5. Din punct de vedere amoniacului, poluarea a scăzut extrem de mult, nu s-au mai înregistrat decât foarte puține depășiri. Din calcule considerăm că 90% din poluarea cu amoniac a fost redusă în municipiul Târgu Mureș. Avem, în schimb, anumite depășiri la, și vreau să vă dau exact, să nu... Au fost până în 31 august 4 depășiri la cele două stații din municipiul Târgu Mureș la pulber PM10, dar sunt acceptate de stas 35 de depășiri într-un an. Până acum am avut 4. Sperăm să ne ajungem la acest număr de 35 de zile dintr-un an cu depășiri la PM10. Am mai avut 14 depășiri la o stație și 13 depășiri la cealaltă stație din municipiul Târgu Mureș la ozon. Aceste depășiri s-au înregistrat în zilele de vară foarte călduroase, când concentrația de ozon crește datorită radiațiilor solare. Aici sunt acceptate 25 de depășiri pe an. Au fost aplicate sancțiuni în acest domeniu? Nu, nu, acestea nu se aplică sancțiuni, deoarece nu se referă la un anumit agent economic care produce. Deci ozonul, în general, este produs de radiațiile solare foarte puternice. Aceste depășiri se înregistrează la stațiile de monitorizare, stații care sunt amplasate în municipiul Târgu Mureș, una la aeroportul vechi și una lângă direcția apelor pe strada Chiotele Samuel, și avem o stație în Târnăveni și o stație în Luduș. Aceste date se transmit online, se găsesc pe calculator, poate pe site-ul calitateaer.ro, se poate accesa de orice cetățean online, le poate afla valoarea concentrațiilor. Mai sunt afișate și la Poli2, există un panou unde se afișează pe cod de culori calitatea aerului în municipiul Târgu Mureș, Luduș și Târnăveni, de la verde până la roșu. Tot pe acest panou se afișează și concentrația de amoniac care o măsoară autolaboratorul, care este instalat de mai multă vreme aici în preajma combinatului, la hotelul din vecinătatea studioului dumneavoastră. Vă spun, anul acesta foarte puține depășiri am avut și în special au fost în perioada de primăvară, când AZO Mureșu a făcut mai multe opriri și pornirea instalațiilor noi.
noi montate în Azu Mureș. Dar cu toate acestea spuneați că s-a diminuat poluarea de amoniac cu aproximativ 90%. 90% este exact. un procent foarte mare. Da. Și sperăm în continuare să rezolvăm și problema zgomotului la Azu Mureș. Există această problemă, au fost reclamații cu zgomotul. Sperăm ca anul acesta să se rezolve mare parte din acest zgomot care influențează mai ales partea din zona Mureșeniului, unde sunt case de locuit în jurul Azu Mureșului. Aș dori să discutăm în următoarele minute câteva aspecte legate de problemele întâmpinate în zonele protejate. Pentru că, așa cum am prezentat și telespectatorilor noștri în cadrul unui jurnal, spuneați faptul că există un procent destul de mare pe raza județului Mureș, care este declarat a fi zonă protejată. Da, după cum se știe și avem un procent de 42% din suprafața județului, sit Natura 2000. Aceste situri în mare parte se află pe Valea Mureșului Superior, pe Valea Gurghiului și pe Valea Târnavelor. Inclusiv tot ce este mai jos de Sighișoara este sit Natura 2000. În aceste situri există deja planuri de management. Singurul sit care în momentul de față nu are administrator este situl Valea Mureșului, Valea Gurghiului, unde a fost reziliat contractul cu vechiul administrator. După câte știu, este în instanță, se judecă, deoarece administratorii au dat în judecată Ministerul Mediului. Problemele mari care apar aici sunt problemele cu animalele sălbatice, cu pagubele care se produc în aceste zone. Aici este problema urșilor care fac pagube. După cum se știe, în România vânatul carnivorilor mari este interzis. În carnivore mari intră urșii, lupii, râsul și pisica sălbatică. Se dau în fiecare an derogări pentru a se împușca acei urși care produc pagube cetățenilor din zonele respective. Pentru anul acesta, în județul Mureș, într-un proiect de ordin de ministru, au fost acordați 46 urși, 10 lupi și 33 de pisici sălbatice care pot fi împușcate pentru a reduce aceste pagube care se creează cetățenilor. Total pe țară nu sunt valori foarte mari, sunt 492 de urși, 647 de lupi și 474 pisici sălbatice. Care ar fi raportul dintre numărul care ar fi aprobat pentru sacrificarea acestor animale comparativ cu sesizările care au fost primite la nivelul județului Mureș în ceea ce privește pagubele produse în special de apariția urșilor? Deci am avut până acum anul acesta 72 de sesizări privind pagubele produse de animale sălbatice. Din acestea, circa 35 au fost produse de urși, circa 30 produse de porci, mistreți, căprioare, deci nu carnivore, iar al treia situație este când aceste pagube nu sunt nominalizate de cine ar fi produse, doar cetățeanul observă că are pagube pe terenul agricol, au fost pomi fructiferi atacați și recoltele care le-au dânsi pe aceste suprafețe. Pentru carnivorele mari care sunt ocrotite de lege, în urma constatărilor dacă acestea au făcut pagube și ce pagube au făcut, Ministerul Mediului, prin intermediul gărzii forestiere, acordă niște bani pentru a compensa aceste pagube. Și în ceea ce privește identificarea animalelor, pentru că știm foarte bine că la capitolul acesta este o treabă destul de dificilă, da. În ideea în care de multe ori poate să fie sacrificate animale care nu au avut niciun fel de tangență cu culturile agricole sau cu animalele ucise de alți urși, lupi și... Se mai întâmplă aceste derogări care au fost acordate pentru anul acesta și anul viitor sunt repartizate pe fonduri de vânătoare. Fiecare fond de vânătoare are dreptul să vâneze aceste animale.
Derogările se dau pentru pagubele create. În general, ar trebui să fie vânați acești urși în afara perioadei de vânătoare, deoarece ursul nu se poate vâna în orice perioadă. Ministerul Mediului are rezerve, iar la creerea pagubelor poate să dea încă o derogare în plus pentru acel urs, eventual pentru recoltarea lui, adică împușcare, sau pentru relocarea lui să fie dus în alte zone, în zone montane unde nu pot să creeze pagube. Și o ultimă întrebare pe acest subiect. Ce se întâmplă cu animalele care coboară destul de aproape de așezările umane? Deci aceste animale, în mod normal, în aceste derogări care se acordă, ar trebui să fie împușcate primordial, aceste animale care ajung să interacționeze cu cetățenii. Nu e normal ca ursul să umble prin curtea cetățeanului. Acum, din alt punct de vedere, discutând, și s-au construit foarte multe cabane care au mers foarte departe în munte, unde era de fapt habitatul ursului. Ursul este învățat acolo, omul este un intrus, va mai trece și pe acolo ursul. Și al doilea factor este pășunatul oilor în păduri, fapt care este interzis de lege, dar se mai întâmplă ca oile să meargă în pădure, iar acolo oricum este casa ursului, nu este habitatul oilor. Pe final de ediție aș dori să discutăm puțin și despre activitățile cu caracter educativ susținute de Agenția pentru Protecția Mediului Mureș. Știm că dincolo de aceste supravegheri, de aceste avize, de statisticile de care aveți grijă, v-ați ocupat și de educarea copiilor în ceea ce privește respectarea și protejarea mediului înconjurător. Da, am avut și în acest an activități în special de sărbătorile, de zilele acestea care apar. Am avut de luna pădurii, am participat la împădurire împreună cu prefectura, în organizarea prefecturii județului Mureș și a Ministerului de Interne. În municipiul Târgu Mureș s-au făcut plantări, a fost și dumneavoastră ați participat la aceste activități. De ziua mediului am avut o activitate destul de mare, un concurs național organizat la Sighișoara, Pământul este casa noastră, cu acordarea de premii. Aici au fost în special copii de la cluburile de elevi din toată țara. Au fost un eveniment foarte frumos. Vă mulțumim tare mult! Mă gândesc că o să continui aceste activități în care sunt implicați atât copii cât și adulți. Bineînțeles, că am avut și în școala altfel, am avut copii care au fost în vizită la noi, tot felul de acțiuni. Pe de altă parte, ați avut chiar și o acțiune de colectare a deșeurilor aruncate pe domeniul exact, public. Exact, asta și a fost acum, în 24 septembrie, de Ziua Națională a Curățeniei. Lezduit a organizat, România a organizat această acțiune. Și Agenția de Mediu a participat cu 25 de persoane la curățenie pe malul râului Mureș. S-au adunat circa 750 de kilograme de gunoi, 40 de saci. Am făcut curățenie într-o anumită zonă. Da, să sperăm că colectarea gunoaielor va fi din ce în ce mai puțin necesară, mai ales în aceste zone, pe lizierea pădurilor sau pe malul râurilor, da. Pentru că, din păcate, foarte mulți dintre noi ne plângem, dar există și o mare parte dintre cei care se plâng care scapă aruncă o pungă sau un pet din greșeală pe lângă coșul de gunoi. Din păcate, se duc și organizat. Deci, se duce cu mașina gunoiul, deci nu mai. Cum a spus, sperăm că o să fie din ce în ce mai puține cazuri, dacă se poate chiar deloc, dar ar fi prea fericit acest caz. Vă mulțumesc încă o dată pentru participare. Stimați spectatori, vă reamintesc că astăzi alături de mine a fost domnul Dănuș Ștefănescu, director executiv al Agenției pentru Protecția Mediului Mureș. Mulțumesc încă o dată pentru informațiile aduse în fața telespectatorilor noștri. Dumneavoastră vă mulțumesc mult pentru atenția cu care sper că ne-ați urmărit. Vă doresc o săptămână frumoasă. Rămâneți alături de televiziunea ŠTV. La revedere!